Bună dimineața, suflete iubitoare de frumos! Mă bucur să ne începem această zi de 11 iunie împreună cu mesajele de la Îngeri. Astăzi avem un mesaj foarte profund și anume ni se grăiește despre iubire. Și Îngerii ne spun așa: Suflet iubit, lasă acum iubirea să-ți grăiască. Spune-i da în timp ce încep dansul vieții prin vibrația ei. Pentru că iubirea nu cunoaște separare, ci doar întregul. Acest mesaj s-a relevat ființei tale pentru că cerul te învăluie într-un câmp de iubire ce vine de la sursa vieții. Ți se reamintește că în întregul pe care îl formezi cu întreaga creație, tu ești o sferă de iubire ce înnoată în oceanul cosmic al nemuririi. Câmpul de iubire ce pătrunde acum în ființa ta este un dar ce vine să binecuvânteze viața ta. Cerurile știu că te afli într-un proces al renașterii, precum pasărea Phoenix. Renaști din propria ta cenușă, din praful lor de stele lăsate în urma nopților întunecate ale sufletului tău. Iubirea acum este gata să te vindece, să vindece viața ta, trecutul tău, pentru a alchimiza energiile stagnante care te țin încorsetată în situații nefavorabile de viață pentru tine. Ea vine ca un trandafir diafan să atingă cu mireasma sa relațiile tale, starea ta de sănătate, jobul tău, proiectele tale, întreaga ta viață și întreaga ta sfera universurilor tale. Scena vieții tale este preserată acum cu sferele focului de iubire eternă, ce vin de dincolo de memoria timpului pentru a releva măreția ființei tale. Primește aceste daruri cerești în viața ta, pentru că tu ești un maestru, o maestră, ce are abilitatea de a desăvârși cerul prin materie pe pământ. Cuprinde-te în dans cu iubirea și lasă inima ta să strălucească. Cerurile celebrează împreună cu tine, chiar acum, aici, pe pământ. Acest mesaj este venit de dincolo de nori, cu iubire și cu bucurie pentru tine. Dacă iubești îngerii și îți dorești și tu o citire personalizată, îmi poți scrie pe WhatsApp la numărul de telefon 0726-196-110 și acolo îți voi da toate detaliile despre cum poți să pătrunzi prin aceste citiri energetice taina ființei tale. Îți doresc să ai o zi plină de bucurii, de zâmbete și de celebrare în mod conștient cu întregul.